Deci în pădure există drumul forestiere, drumul de acces. Când vine tânărul sau omul din oraș pentru început în pădure, nu are busola geografică. Busola geografică se face cu timp, după aproximativ 3-4 ani de umblat prin pădure. Deci îți iei rucsacul în grup de 3-4 oameni. Se merge primul an, te afunzi 10 metri distanță de drumul forestier și mergi paralel cu el, până vezi luminișul drumului. Să nu te afunzi mai mult în pădure, că te rătăcești. Mergi, te uiți, faci film, bei cafea, fără alcool. Alcoolul nu te iartă în pădure, ca la șoferie. Nu ai voie să ai mintea decât limpede, nu întunecată, nu distorsionarea realității care ți-o dă alcoolul. Alcoolul este un rău, distruge sănătatea. Al doilea an 20 de metri, al treilea an 30 de metri, al patrulea an și al cincilea ai busola geografică, adică poți să te duci oriunde, pe drumuri nemarcate, dar atenție să ai o condiție fizică adecvată, să nu bei, să fii odihnit, îți iese să nu fumezi, numai, nu? Deci să ai cât de cât o și să fii lucid, să poți să te încarci energetic. Tânărul, tinerii, să vină și oamenii bătrâni, adulți, copiii, să vină în mijlocul naturii, să meargă cât mai mult, pentru așa că se capătă sănătate, voie bună, armonie și pace.